Ok. În clipa de față, bitcoin începe să-și piardă din energie. Suntem într-o zonă, să zicem, destul de periculoasă. Da? Și aș vrea să vorbesc despre posibile scenarii. Haideți să începem cu un scenariu neprietenos pentru Bitcoin și să trasăm o zonă în care Bitcoin ar putea ajunge. Aici, la 44600, să schimbăm ăsta cu roșu, da? avem o zonă da? de suport. Ăsta este primul suport pentru Bitcoin. Uh, în cazul foarte probabil, în care am avea o corecție, Bitcoin s-ar duce aici. O să scot un pic moving average-ul, da? ca să rămână ceartul și mai curat, să-l vedem cât se poate de bine. Da? Bun. Să zicem că. Bitcoin ar pica și ar trece de acest prag. Următorul prag este acesta. Aici. În zona asta zic eu că s-ar putea duce Bitcoin-ul dacă pică. Șansele să se întâmple acest lucru, să ajungem aici, sunt destul de micuțe în momentul de față unde ar fi următorul pas, să zicem, dacă Bitcoinul își continuă această creștere fulminantă. Următorul pas ar fi, părerea mea, în această zonă, aici. Aici o zonă unde vom avea probabil o zonă de short squeeze, da? Este o zonă unde cu siguranță vor fi turbulențe pentru Bitcoin pentru că ne apropiem de vârf. Uh, în clipa de față volumele sunt în scădere, da. Asta înseamnă că puterea de creștere a Bitcoinului este scăzută. Ieri cei de la Cardano au mai pompat un miliard de USDT de la Cardano, de la Tether, în piață, probabil pentru a menține acest nivel. Uh, în cazul în care piața cade, eu personal n-am nicio problemă, voi cumpăra la acest prag dacă nici acest prag nu rezistă voi cumpăra și mai mult la următorul prag, la 38.000 în zona asta aici la 57.000 pentru mulți dintre voi este o zonă de take profit sunt șanse extrem de mici dacă ajungem aici să nu avem o corecție, sunt șanse extrem de mici, dacă să ne uităm la piață, cum a urcat anul ăsta da? deci până acolo ar fi o creștere de 93, 96%, să zicem, 97%, da? Cea mai mare creștere de, din acest bul, cred că avem, de fapt, nu una singură, ci două. Asta de aici, când am plecat din decembrie, și a fost o creștere de 134%, și asta de aici, care a fost încă o creștere de 103%, da? Deci, cam așa sunt tiparele din acest bul, nu știu dacă avem noi șanse acum ale unei creșteri de 130% dintr-un singur foc, pentru că dacă am crește atât, ar însemna 130 și 2%, cât a fost. ar însemna să depășim all time high -ul. Cum ziceam, asta e o zonă rarefiată la 57.000, șansele ca noi să avem corecții acolo sunt destul de mari, privit și în trecut, ne-am dus aici, s-a întors, s-a dus iarăși a stat în zona asta, s-a întors, iarăși s-a dus peste zona asta, deci e o zonă în care putem acumula. Rămâne de văzut. Ok, haideți să vorbim acum despre Ada Cardano. În clipa de față, Ada Cardano ocupă poziția 3 în CoinMarketCap, devansând BNB-ul și după cum vedeți pe chart are o creștere parabolică. Uh, am văzut foarte multe întrebări legate de Cardano și speculații legate de preț. Da? În clipa de față, valoarea de piață este de 93 de miliarde de dolari. Foarte, foarte, foarte mare. Da? Uh, acum ceva timp, uh, nici măcar Ethereum cu Bitcoin cumulat nu aveau așa o valoare de piață. Speculațiile că ADA Cardano ar putea ajunge la 50-100 de dolari nu și-au rostul în clipa de față. Uh, ca să vă faceți o idee, ca Ada Cardano să valoreze 6 dolari, ar trebui să aibă o valoare de piață de peste 200 de miliarde de dolari, ceea ce este huge. Nu zic că nu este realizabil, însă are nevoie de timp. Uh, dacă ar fi să mă întrebe cineva să dau un pronostic, vis-a-vis -vis de evoluția Ada Cardano. Uh, până și după 12, 12, septembrie, când are loc lansarea Smart Contracts, update-ul pe care toată lumea îl așteaptă de aproape 4 ani de zile, <coughs> m-aș gândi undeva 4 dolari, hai să zicem, 4,5, nu știu, nu, nu aș vedea mai departe de acolo, dar în cripto orice e posibil. Însă eu vreau să vă vorbesc și despre altceva. Deci, țineți minte: pe 12 septembrie, Smart Contracts, marele eveniment așteptat de toată lumea de ani de zile pentru Ada Cardano. Poate într-o zi vom face un episod uh, dedicat Ada Cardano în care să vorbim despre acest proiect, ce face, ce își propune, cine e creatorul, cine sunt investitorii, ce piață adresează. Bun. În clipa de față, chiar fondatorul uh, Ada Cardano, da? uh, Charles. Charles Hoskinson, da? spune așa, că în ultima lună numărul de scam giveaways, da? de cum să zic eu, scamuri online în care oamenii vă promit că dacă le dați un ADA, vă dau 10 înapoi sau 5, da? a crescut de 10 ori. Deci este un proiect extrem, extrem de targetat. Sunt foarte multe aplicații în Google Play și în iOS Play, da? Și pe Android și pe iOS, scam. Chiar el a spus. Ieri postam pe Twitter că Google a, list a delistat 8 aplicații cripto scam, da? Deci trebuie să înțelegeți că uh, librăriile astea unde descărcăm aplicații sunt enorme, sunt foarte mari și foarte mulți oameni listează aplicații care par uh, ok, par în regulă, nu știu ce, dar ele de fapt ascund intenții rele. Da? fac un apel la toți, nu neapărat la cei care aveți Ada Cardano. Sunt grupuri pe Telegram, sunt grupuri pe Discord, sunt grupuri pe Facebook, pe... peste tot. Pe YouTube, mai ales, unde spun că se dau bani, monede gratuit, giveaway-uri, airdrop-uri. Dacă nu vă pricepeți, nu vă băgați. Mare, mare, mare majoritatea lor sunt scam și puteți să pierdeți banii. Foarte, foarte ușor. Deci, mare atenție dacă fondatorul uh, Ada Cardano spune asta. Acest clipuleț cu fondatorul Ada l-am pus ieri și pe canalul de Twitter. Canal de Twitter unde suntem 10.800 de oameni, aproape o comunitate foarte serioasă, pot spune, în clipa de față. Vă aștept cu mare drag acolo. Deci, mare, mare atenție la aceste scamuri. Asta a fost mesajul meu. Pe măsură ce Ada Cardano se apropie, nu știu, de, depășește 3 dolari, 4 dolari, să zicem, și mai multe vor fi. Și mai multe încercări prin care oamenii de rea credință încearcă să vă fure banii. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune!